Evanghelistul. Era dimineață. Într-un sat din Taiga, situat la câțiva kilometri de centrul raional, a sosit un microbuz. Cu toate că e aproape de centrul raional, satul putea fi numit pe bună dreptate o fundătură. Singura stradă, nepietruită, se întindea ca o panglică ondulată de-a lungul unui râușor. Casele, majoritatea de lemn, înnegrite de timp, se succedau cu maidane crescute cu iarbă din belșug. Aici colo se zăreau case părăsite, cu ușile și ferestrele bătute cu scânduri în cruce. Înaintând încetişor pe strada lungă, mașina se opri lângă clădirea ruinată a sovietului sătesc. Apariția unei mașini necunoscute în sat, fără îndoială, n-a rămas neobservată. De obicei, locuitorii satului observă orice trecător. Iar dacă acest trecător nu e din partea locului, atunci observatorii atenți numai decât vor lua în seamă aceasta. Chiar dacă acesta va fi doar un băiețaș venit la bunica în vacanță, ei vor spune: "Ia uitați-vă, Anei i-au adus nepotul pe vară." Mașina necunoscută de asemenea a atras privirile curioase. Cine oare a venit? Poate niște comercianți au venit să-și vândă marfa sau să cumpere mai ieftin alimente din sat? Dacă cei care priveau pe ferestre sau bătrânelele care lucrau în grădin ar fi putut auzi despre ce discutau cei din mașină, ei ar fi înțeles că aceștia nu sunt negustori. "Unde vom așeza cortul?" întrebă un bărbat chipeș de vreo 50 de ani, cu păr bogat, abia atins de căruntețe. "Aici sunt numai ruine." "Haideți să mergem până la marginea satului să vedem, iar apoi vom vorbi cu locatarii," propuse altul. "Cred că n-are rost să ne ducem. Mai bine să ne apropiem de femeile care stau acolo, într-o parte, să le întrebăm pe ele," spuse primul și opri motorul. Lăsându-și colegii în mașină, bărbații se îndreptară spre casa din apropiere. Lângă ea, sprijinindu-se de gard, stăteau de vorbă două femei. "Bună ziua, oameni buni! Cu ce ocazie ați venit prin părțile noastre?" Imediat i-a întrebat cea mai în vârstă dintre femei. "Vindeți ceva sau cumpărați?" "Am venit să le povestim locuitorilor satului vostru despre Dumnezeul cel viu, care a creat toată lumea și pe noi," spuse bărbatul pe care ceilalți misionari îl numeau Nenea Ion. "Vrem să instalăm un cort, dar mai întâi am hotărât să înștiințăm administrația. Unde îi putem găsi?" "La noi în sat nu este niciun fel de conducere," oftă femeia mai tânără. "Singur vedeți cum trăim. Toată gospodăria s-a risipit. Oamenii fug la oraș ca să-și câștige pâinea de toate zilele." "În sat, toate întrebările le rezolvă doamna Maria, șefa casei de cultură." "Dar unde putem să o găsim?" "Nu trebuie să o căutați," zâmbi femeia mai tânără. "Eu sunt." "Iar dacă ați venit cu un cuvânt bun, nu vă temeți, instalați-vă cortul unde vă place și faceți-vă lucrul vostru. Numai nu cereți nicio plată, oamenii sunt săraci." "Nu vă neliniștiți, noi facem totul gratuit," spuse bucuros Nenea Ion. "Dacă vreți, am să vă fac cunoștință cu fiul meu, Alexandru," spuse femeia mai tânără și adăugă cu mândrie de mamă: "El parcă e un înger, se trage tare spre Dumnezeu, tot citește niște cărți. El știe totul în sat și vă va ajuta cu plăcere. Cu ajutorul lui veți găsi mai repede loc pentru cort." "Desigur, vom fi foarte bucuroși de un așa ajutor," fură de acord vestitorii Evangheliei și o urmară pe femeie la casa vecină. "Alexandru, unde ești?" își strigă ea fiul. În ușă apăru un băiețel slăbuț de vreo 13 ani. Se pare că părul lui ciufulit nu văzuse încă de dimineață pieptenele, dar în mână el ținea deja o carte. Ochii lui mari și negri priveau iscoditor spre mama. "În satul nostru au venit niște oaspeți. Ei vor povesti despre Dumnezeu. Ei trebuie să găsească un loc potrivit pentru cort. Ajută-le! Numai ia-o cu tine pe Anita." "Imediat," răspunse băiatul bucuros.
peste câteva minute, Alexandru ieși în stradă cu un cărucior pentru copii, în care ședea o fetiță dolofană. "Haideți spre cimitir," propuse el întreprinzător. "Acolo este o poiană frumoasă." Alexandru păși vesel pe drumul prăfuit. Se vede că e foarte mulțumit că poate să le ajute necunoscuților. "Voi sunteți credincioși?" întrebă el, aruncând tovarășilor de drum priviri surprinzătoare și în același timp cercetătoare. "Da, și eu cred în Dumnezeu." Pe fața băiatului străluci un zâmbet de fericire și el începu să vorbească fără pauză. "Noi am trăit în alt sat și acolo erau credincioși, câțiva oameni. Ei se adunau la tante Arina și cântau cântări frumoase. Eu am fost la ei. Mi-a plăcut mult acolo. Chiar am niște cărți credincioase." "Dar de unde le-ai luat?" "Mi le-au trimis pe poștă. Deja le-am citit pe toate. Sunt atât de interesante, numai că multe nu înțeleg." "Dar voi îmi veți da cărți?" "Desigur. Mama mi-a spus că voi veți povesti despre Dumnezeu, dar numai decât să-mi dați cărți. Mie îmi place foarte mult să citesc." "Bine, hai mai întâi să facem cunoștință," zâmbi bărbatul cel cărunt. "Eu mă numesc Nenea Ion. Pe el îl cheamă Nenea Vladimir. Iar tu ești Alexandru, nu-i așa?" "Da, eu sunt Alexandru. Eu deja am 13 ani. Aceasta e surioara mea, Anita. Ea are un an. Dar sigur îmi veți da ceva de citit?" "Desigur, numai că mai întâi trebuie să instalăm cortul. Acolo vom petrece adunări, vom povesti despre Iisus Hristos. Vor fi și adunări pentru copii. Vei veni?" "Numai decât." "Priviți, iată și poiana se vede." Alexandru arătă cu mâna pajiștea de lângă gardul cimitirului. "Mie îmi place foarte mult acest loc. Aici întotdeauna e liniște." "Poiana e bună, dar, cu părere de rău, e prea departe de sat." "Stând de vorbă, noi n-am observat cum am parcurs această distanță, dar oamenii nu vor dori să meargă în fiecare zi atât de departe. E nevoie de un loc undeva mai aproape." Alexandru se gândi puțin, apoi propuse: "Atunci să mergem la magazinul cel vechi. Ce-i drept, el acum nu lucrează, dar alături e o poiană bună. Acolo, nu departe, locuiește unchiul meu. El priponește vițelul în poiana aceea." Bărbații au urmat ghidul. Unchiul lui Alexandru, auzind că au venit credincioșii și vor să așeze cortul ca să predice Evanghelia, s-a revoltat. "Credincioși? Vreți să bateți la cap oamenii cu Dumnezeul vostru? Asta mai lipsea! Cărați-vă de aici! Aceasta e poiana mea." "Nu faceți gălăgie în zadar," spuse Nenea Ion. "Noi doar v-am cerut voie. Iertați-ne pentru deranj." "Dar degeaba vă purtați așa față de Dumnezeu. El vă iubește și vrea să fiți salvat. Veniți la adunare, în cort." Ochii răutăcioși ai stăpânului priveau rătăcit și neliniștit. El nu se așteptase la un asemenea răspuns. Strâmbând nervos din mustețele răsucite, el strigă cu glas răgușit: "Nu, nu, noi avem credința noastră." "Ei, Alexandru, unde merge mai departe?" întrebă Nenea Ion după ce au ieșit din ogradă. "Dar pentru ce vă trebuie poiana?" se auzi glasul unei bătrâne din ograda vecină. "Am auzit că Tudor face gălăgie, dar n-am înțeles de ce." "Noi am venit să le povestim oamenilor despre Dumnezeu. Vrem să instalăm un cort pentru adunări, dar nici de cum nu găsim un loc potrivit." "Dar poiana mea nu vă convine? Iată acolo, priviți!" Bătrâna arătă cu cârja spre pajiștea din stânga cărărușei pe care cândva oamenii mergeau la magazin. "Dacă vă place, puneți-vă cortul. De ce să mai vorbim? Loc ajunge pentru toți." Poiana într-adevăr era bună, netedă, cu iarbă nu prea mare. Într-o parte se vedeau rămășițele arse ale casei de cultură. Au hotărât să rămână aici. "Mulțumim, mătușă!" îi mulțumiră stăpânii vestitorii. "Veniți să ascultați despre Dumnezeu. De seară va fi adunare.
Veniți și chemați-i și pe alții. Bărbații se grăbiră spre mașină. Mulțumim, Alexandru, și-au luat ei rămas bun de la călăuză. Să vii la adunare, bine? Numai decât. Nici n-aș pleca, dar trebuie să o duc acasă pe Anita. Ea a obosit deja și încă trebuie să o ajut pe mama să împartă poșta. Ea lucrează poștaș și eu o ajut. Mă duc pe sectorul cel mai îndepărtat să duc ziarele și scrisorile. Cu aceste cuvinte, Alexandru porni spre casă. După ce au instalat cu iscusință cortul, nenea Ion, nenea Vladimir și ceilalți creștini care au venit cu ei au pornit să invite locuitorii la adunare. În curând, în cort se ivi Alexandru. În mână îi se zăreau cărțile credincioase. Văzând că noi lui prieteni lipsesc, el plecă repede. La adunarea pentru copii, Alexandru a venit printre primii. La intrarea în cort, el a văzut un afiș cu inscripția Bibliotecă creștină și, apropiindu-se de măsuța cu cărți, a încremenit într-o zăpăceală fericită. În sfârșit a văzut ce e la ce visase el atât de mult. Dați-mi, vă rog, vreo carte. Eu citesc repede, ceru el. Zâmbind binevoitor, fata cu ochi albaștri și cosiță lungă îi întinse două cărți. Primind cele dorite, Alexandru intră în cort, se așeză pe un scaun și se pregăti să asculte. Cu toată înfățișarea sa, el se străduia să arate că e cunoscut cu vestitorii și că și el e credincios. Adunarea a început. Nenea Ion s-a rugat, apoi a spus: Copii, în acest cort, noi în fiecare zi vă vom povesti ce este Biblia, ce este păcatul, cine este Iisus Hristos și ce trebuie să facem pentru ca să fim mântuiți. Dacă veți veni la adunările noastre, veți afla multe lucruri noi, fără de care omul nu poate fi fericit cu adevărat. Alexandru asculta cu mare atenție. El dorea să capete răspuns la întrebările care îl frământau de mult timp. Biblia este cartea care poate să schimbe viața fiecărui om, continuă nenea Ion. Ca să simți în viața ta acțiunea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să citești Sfânta Scriptură. Înainte de a citi, trebuie numai decât să rogi pe Dumnezeu, ca El să te ajute să înțelegi cele scrise. Trebuie să te rogi. Alexandru nu a observat cum a zburat timpul și adunarea pentru copii s-a sfârșit. Nenea Ion le-a propus tuturor doritorilor să se roage. Nimeni din copii n-a rostit niciun cuvânt. Alexandru de asemenea s-a rușinat, deși a simțit o emoție necunoscută. Dacă aș putea să mă rog așa ca nenea Ion, numai decât m-aș ruga cu voce tare, se gândea el, auzind cum îi bate inima. După adunare, mergând spre casă pe drumul prăfuit, Alexandru hotărâ ca a doua zi să se scoale mai devreme și să prășească morcovul, pentru ca mama să-i dea voie la cort. A doua zi, Alexandru a venit la adunare mai devreme decât toți, a schimbat cartea la bibliotecă și s-a așezat pe primul scaun. Dumnezeu a creat pământul minunat, povestea nenea Vladimir. Apoi el a creat primii oameni, Adam și Eva, și i-a pus să locuiască într-o grădină minunată, care se numea Rai. Însă oamenii n-au putut să trăiască mult timp acolo. Ei au fost neascultători față de Dumnezeu și au fost alungați din Rai. De atunci toți oamenii au devenit păcătoși, deoarece păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Păcatul este neascultare de Dumnezeu. Ascultând predicatorul, Alexandru nu înțelegea multe. Un lucru însă era clar. El de asemenea este păcătos. Cum să se elibereze de păcat? Cum să devină un adevărat credincios? Alexandru a hotărât să discute despre aceasta cu nenea Ion. În ziua următoare, Alexandru a aflat o noutate uimitoare. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit pe pământ ca să ia de bunăvoie asupra sa păcatele tuturor oamenilor.
Și încă nenea Ion i-a mai spus că poți să-ți ceri iertare de la Dumnezeu pentru păcate, adică să te pocăiești. Și atunci Dumnezeu va locui în inimă și îl va face pe cel ce s-a pocăit sfânt. Și eu sunt păcătos, se gândea Alexandru. Am făcut multe rele. Trebuie să mă pocăiesc. Alexandru frecventa și adunările pentru maturi. El dorea să afle mai multe despre Dumnezeu. Mintea lui scoditoare era preocupată de întrebări mult prea adânci pentru vârsta copilăriei. El nu înțelegea de ce mulți locuitori nu veneau la cort, de ce aseară vecinii, adunându-se lângă casa lor, au discutat mult și gălăgios, afirmând că aceasta nu e credința noastră, și deseori repetau cuvântul îngrozitor sectanți. În ziua următoare, la adunarea de seară, predicatorii au vorbit deschis despre zvonurile care se auzeau prin sat. Suntem învinuiți de niște lucruri rele, spuse întristat nenea Ion. Știu că mulți consideră pe baptiști oameni groaznici care aduc copiii ca jertfă. Aceasta nu e adevărat. Eu personal am 10 copii. Auzind aceasta, în cort răsună un vuie de mirare în semn de aprobare. Eu și soția ne iubim copiii, continuă nenea Ion. Spuneți, parcă noi semănăm cu niște răufăcători? Aș fi foarte bucuros să vă văd pe toți oaspeți în casa mea. Veniți la noi și vedeți viața noastră. Noi nu ne ascundem de voi. Noi nu suntem o organizație tainică. Noi nu suntem o sectă. Dintr-un colț îndepărtat al cortului se auziră niște replici nemulțumite. Și deodată se ridică Alexandru. Eu înțeleg că secta este o organizație anticreștină. Băiatul roșii ușor, rostind aceste cuvinte mature, și adăugă încetişor. Iar oaspeții noștri sunt predicatori credincioși. Nu pot niște sectanți să povestească atât de bine despre Hristos. Alexandru s-a așezat, abia reținându-și lacrimile. A sosit ultima zi de evanghelizare în cort. În ziua următoare, misionarii vor pleca în alt sat. Alexandru a venit la cort cu mult înainte de adunarea copiilor. El se apropie de nenea Ion și îl trase ușor de mânecă. Spuneți-mi, ce să fac? Dar ce s-a întâmplat? N-a înțeles nenea Ion. Eu deja mi-am cerut iertare de la Dumnezeu, dar oricum păcătuiesc. Oare Dumnezeu nu m-a iertat? Te-a iertat, Alexandru, numai decât te-a iertat, dacă tu ți-ai cerut iertare de la el. Dar faptul că greșești din nou nu e de mirare. Spune-mi ce faci când te murdărești pe mâini. Le spăl. Dar cum crezi, e destul să le speli odată ca ele să fie curate toată viața? Nu, îngândurat dădu din cap Alexandru. Ele trebuie spălate nu numai odată pe zi. Așa trebuie să procedăm și cu păcatele. Dacă ai păcătuit, cere iertare de la Domnul și El te va ierta. Iisus Hristos este mijlocitorul și apărătorul nostru înaintea Totputernicului Dumnezeu. Adresează-te Lui, iubește-L și El te va ajuta să birui orice păcat. Despre aceasta vei afla astăzi la adunarea copiilor. Iar acum, hai să ne rugăm împreună. Dorești? Da. După rugăciune, Alexandru alergă bucuros acasă. La adunarea copiilor, el ca de obicei nu-și lua ochii de la nenea Ion, străduindu-se să țină minte fiecare cuvânt. La sfârșitul adunării, capul lui ciufulit se lăsă în jos. În ochii mari, negri, străluceau lacrimile. Mâine, nenea Ion va pleca, se gândea amărât Alexandru. Cine va mai face adunări? Cine va mai răspunde la întrebările noastre? Nene Ion, ce vom face noi fără voi? A întrebat el, fără să-și ascundă îngrijorările, după ce toți au plecat. Voi veți pleca și noi nu vom mai avea adunări. Da, Alexandru, asta e o problemă, oftă nene Ion. Dar Dumnezeu are soluții pentru orice situație. Trebuie doar să ne rugăm și să nu ne descurajăm.
Tu mai rabdă, domnul îți va arăta ce să faci mai departe. Eu am vrut să vorbesc astăzi cu mama ta. Când e acasă? Pe la ora 5 seara, după ce duce poșta. Bine, transmite-te rog că vreau să vorbesc cu ea. Înainte de adunarea de seară, nenea Ion se apropie de casa cunoscută. Mama lui Alexandru l-a întâmpinat cu un zâmbet încurcat. Ea se îngrijora dacă nu cumva fiul ei a făcut ceva rău. Ascultându-l pe nenea Ion, ea dădea din cap afirmativ. Se poate, desigur că se poate. Nu sunt deloc împotrivă să lăsați la noi o mică bibliotecă. Lui îi place atât de mult să citească. Și încă o întrebare, continuă nenea Ion. În fiecare a doua și a treia duminică din lună, noi mergem în centrul raional la adunare. Se poate să luăm cu noi pe Alexandru? Ne ducem de obicei la ora 9 dimineața. Sunt de acord. Acesta e un lucru bun. Poate va învăța și va deveni vreun preot. Aflând despre discuția celor maturi, Alexandru bătu din palme de bucurie. Nene Ion, eu doar învăț în centrul raional. Acolo sunt credincioși? Înseamnă că eu voi putea să merg la adunare. Desigur, scrie adresa casei de rugăciune. Iar duminică ieși la stația de autobuze. Noi vom veni după tine. Astfel, în viața lui Alexandru au avut loc mari schimbări. A sosit 1 septembrie. Școlarii din satul lui Alexandru învățau în centrul raional, la școala internat. Luni, autobuzul îi ducea și în zilele de odihnă îi aducea înapoi. Elevii, îmbrăcați frumos, discutau vioi la stație, așteptând să vină după ei autobuzul roșu al școlii. Oxana, vrei la școală? Își întrebă prietena, o fetiță cu o fundă mare albă. Și da, și nu. Nu vreau să plec de acasă, dar mi-e dor și de școală. Ea te uită la Alexandru cu marde de nerăbdare. Într-una aleargă la colț să vadă dacă nu vine autobuzul. Păi, el în general a devenit cam straniu. Imaginează-ți, nici măcar nu privește televizorul. Spune că acolo ne învață să facem păcate. Nu pot înțelege ce au făcut cu el sectanții aceia. În acel moment, de fete s-a apropiat Alexandru. Ce-i cu tine? Ți-i dor de școală că tot alergi la colț? Zâmbi Oxana. Păi, cum să-ți spun? Se sfii puțin Alexandru. Eu acum am prieteni în centrul raional. Baptiștii? Întrebă fetița cu uimire prefăcută și dădu din cap atât de tare că funda ei se clătină dintr-o parte în alta. Dar ce, ție nu ți-a plăcut de nenea Ion? Baptiștii sunt oameni buni, ei îl cunosc pe Dumnezeu. Ce-i cu tine? Cum ai început să comunici cu ei, deodată te-ai făcut sfânt. Acum și tu ești baptist? Dar tu știi ce înseamnă baptist? Aceasta e o credință îngrozitoare. Nu e deloc îngrozitoare. Alții au bârfit și tu repeți. Mie, nenea Ion mi-a explicat că cuvântul baptist în traducere înseamnă... Alexandru n-a reușit să termine ce avea de spus. Autobuzul, autobuzul, au început să strige elevii și să-și ia în grabă gențile și sacoșele pe care le puseseră pe banca din stație. Autobuzul vechi, cu ușile zângănind, opri în stație. Școlarii s-au aruncat spre uși fără să-și dea rândul. Toți se grăbeau să ocupe locurile cele mai bune. Alexandru urcă în autobuz printre ultimii. El se așeză pe o banchetă goală din spate și căzu pe gânduri. După care eu numai decât mă duc să caut pe credincioși. Interesant, cum mă vor primi? Doar nimeni nu mă cunoaște. În sfârșit, careul se încheie. Alexandru ieși iute din școală și păși pe strada lată. Peste câteva cartiere, el încetini pasul și începu să urmărească numerele caselor. Iată și casa căutată. Puțin emoționat, Alexandru păși pragul. Pace casei acesteia! Rosti el fraza pe care de multe ori o repetase în sine, imaginându-și întâlnirea cu credincioșii.
Această expresie, Alexandru a citit-o în Evanghelia după Matei și a înțeles că prin aceste cuvinte creștinii se cunosc unii pe alții. Pace primim, intră, drăguțule, ieși în întâmpinare o femeie de vârstă medie. Tu, probabil, ești Alexandru. Băiatul privi la ea mirat. Da, dar cum ați aflat? Fratele Ion ne-a telefonat și ne-a povestit despre tine, zâmbi binevoitor femeia. Eu tocmai mă uitam la calendar și mă gândeam. Astăzi e 1 septembrie, de grabă trebuie să apară frățiorul nostru din sat. Și deodată tu intri,